noi planificăm, și aici atenție, deja în anul 2019 să reparăm și să construim 2600 de kilometri de drumuri pe an. Ia uite, este drumuri bune pentru Moldova. Drumuri bune pentru Moldova. Sat Pârjota, raionul Râșcani. Drum făcut în vară. Doar pentru raionul Râșcani, guvernul a acordat 47 de milioane de lei pentru reparația drumurilor. Din start am fost conștienți că este un proiect fără precedent, de mare interes public și toată țara, fiecare locuitor va sta cu ochii pe fiecare kilometru de drum reparat. Iaca, suntem în satul Vărvărievca, unde s-au făcut drumurile și iaca, ele se fac în continuare, vedem. Iaca, am sunat și primarul la momentul de față, doamna primar Nina Fiodorna, Ivanes, iaca, uitați-vă, piglod, pus, iaca, asfalt, scotem, îi fac drumuri am înainte de alegeri, iaca, uitați-vă. Asfalt pus direct pe drum, oameni buni. Ia uitați-vă cum se ia asfaltul ăsta, oameni buni. Ia uitați-vă. Ia uite. Ia uite. Dar cum sfărâni, dar și astea lucrurile bune? Unii smoală, oameni buni. Drumurile acestea este un prim pas în construirea unei infrastructuri moderne, aș spune, pentru satele din Republica Moldova. Domnul Gaburici, la Ministerul Economiei, domnul ministru, i-am venit să vedeți ce calitate faceți la drum. Vreau să anunț că de fiecare dată, fiecare tronson este expertizat de către laboratorul administrației de stat a drumului și abia după aceea, după ce trece toate testările, este dat în exploatare. Domnule, eu te întreb ce calitate? Ne tai șef de șantier, așa-i? Da. Asta e calitate normală? Calitate este UDZ-10. Iată, omul și ala ne-a spus mie că i-a spus un centimetru, a spus drept pe pământ. Dar ce s-a întâmplat de ce vrei? Dar cum se întâmplă, domnule? Dar cum așa? Dar cum se întâmplă? Voi sunteți oameni specialiști, lucrați o viață în domeniul ăsta. Am pus accent și o să repet de fiecare dată, anume pe calitate. A, uitați-vă, cușoarele, așa, cușoarele. Hai, fermați cușoarele. Arătați-vă odată vouă, Plahotniuc, să faceți drumurile unii, așa, formați-le. Eu la față nu vă arăt, voi nu aveți nicio treabă, așa, băieți. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă, eu pus plioncă de sub. Ia. Ia, ca drumuri bune. Drumuri ialovieni, da. Ia, ca gheața. Așa, dă-i la gheață. Scoate-o. Scoate-o. Fără forțunc, fără nică. Ia. O? Dacă asta e forsunca. Și în saș, da? Eu l-o dat în saș. A, uitați-vă. În saș l-o dat. Asfalt. Ieri la Costești, la ieșirea din Costești, înspre Ialoveni, pune o moluză. Real, moluză. A, așa au dat de sus moluză, da? Aici au dat de cât? Candu, a, vine candu și de-a te-au dat moluză să stupi grochile. Așa am spus să facem, așa facem, noi suntem, cum se cheamă, sub dictatură. Sub dictatură, pravil. Eu românesc și borghesc. Am înțeles, corect, sunteți sub dictatură și vă spune așa. Păi, dar voi până seara nu fermați boțurile astea. Așa dacă se rășește, să așa și ea, e zvârlit alături de drum. El e rășit de-am. Da, drogul, rășit, asfalt rășit. Da, plombări, dar plombările astea nu se fac pe apă, nu? Așa au făcut, guvernarea nu e calitativ făcut. De acolo au făcut drumul ăsta. E rău, iată, din capăt până în capăt. Dacă vine o ploaie mai mare, o spală? O spală cu tăt se duce în nisă. Asta normalna e dorogă cu tărâi zelăli. Dar să este vă asfalt, să snimaiți crască, e vidno camnii ăștia crasne. Просто списали деньги, чтобы для галочки. În total, în cadrul programului Drumuri Bune pentru Moldova lansat de guvern la inițiativa președintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, vor fi reabilitați peste 1200 de kilometri de drum local. Valoarea investițiilor se ridică la 1,6 miliarde de lei. E departe de pe un deget. Bună ziua! Bună ziua!
Republica Moldova se află printre 10 țări cu cele mai proaste drumuri din lume. Potrivit celor mai recente estimări ale Forumului Economic Mondial, țara noastră se află la acest capitol pe locul 128 din 137. Сейчас больше. Молчание.